Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei. Bun găsit, dragi ascultători, sunt Cătălin Pălimaru și vă prezint emisiunea Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Ne-am propus să vorbim astăzi despre sfârșitul lumii și lupta cu Antichristul. Foarte multe nu cunoaștem despre aceste realități, sunt însă scrieri în Sfânta Scriptură care amintesc voalat despre sfârșitul lumii și specificul acelor timpuri. Chiar Mântuitorul Iisus Hristos a ținut în fața poporului o cuvântare esatologică consemnată în Sfânta Evanghelie după Matei la capitolul 24. Sfântul Ioan Evanghelistul, unul din cei mai vizionari autori biblici, a scris Cartea Apocalipsei, care în mare parte rămâne o carte ermetică. Au fost și sfinți părinți care s-au încumetat să tâlcuiască această carte, întemeiați fiind pe Duhul Sfânt. În această emisiune ne va călăuzi pe firul temei noastre regretatul arhitect și publicist Mihai Urzică și cartea sa Biserica și viermii cei neadormiți sau Cum lucrează în lume taina fără de legii, o carte apărută la editura Anastasia din București în anul 1998. După cum s-a prezis în Sfânta Scriptură, în apropiere de sfârșitul lumii și mai înainte de venirea lui Hristos ca judecător, se va descoperi omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului ca ei să se mântuiască. Sunt câteva citate din a doua epistolă către Tesaloniceni la capitolul 2. Sorocirea vremurilor de apoi s-a prorocit în Vechiul Testament prin viziunile profeților Isaia, Ezechiel și Daniel, iar mai apoi de Mântuitorul Iisus Hristos și de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care au conturat prin diferite semne și fenomene cerești răstimpul de sfârșit de lume în care vor urma să se producă. De asemenea, marii sfinți și cuvioși ai bisericii, văzători și luminați de Duhul Sfânt, au tâlcuit cu pătrundere mare toate aceste prorociri ale Sfintei Scripturi pentru prevenirea credincioșilor. Împlinirea vestirilor esatologice care vor cuprinde lumea în așteptarea parusiei este legată de trei etape principale, și anume perioada premergătoare apariției Antichristului, în care după unii am și intrat și în care o parte din semnele prezise s-au și arătat și sunt în curs de desfășurare, iar o altă parte urmează să se împlinească de aici înainte, într-un ritm din ce în ce mai intens. O a doua perioadă va dura 3 ani și jumătate, cât va ține domnia Antichristului și va corespunde cu marea prigoană împotriva creștinilor și cu lepădarea de credință. Și a treia perioadă va dura de la nimicirea Antichristului și până la apariția lui Hristos, când va începe judecata, iar acest răstimp, conform Apocalipsei Sfântului Ioan, va dura 45 de zile și va corespunde cu marile cataclisme ale Pământului și cu fenomene cosmice, apreciază Mihai Urzică. În ceea ce privește vremurile de apoi, mulți au fost ispitiți în decursul istoriei să afirme ca sigure anumite date ale sfârșitului sau să indice anumite persoane ca fiind Antichristul, omul fără de legii. Toate aceste afirmații s-au dovedit ulterior inexacte și au derutat lumea. Prin tâlcuiri lipsite de discernământ și pornite din inspirații înșelătoare, cu privire la prognosticarea unor date și împlinirea ale vremurilor de apoi, Satana caută să discrediteze profețiile și să abată conștiința creștinătății de la credința venirii de-a doua a Mântuitorului Iisus Hristos, precum și de la adevăratele semne care o vor premerge.
Cârmuitori, tiranii, sacrilegi și prigonitori ai bisericii se vor ivi din ce în ce mai mulți către sfârșit, după cum au apărut și în ultimele decenii, dar cei din urmă vor fi cu și mai mare urgie și stăpânire asupra lumii. În acea vreme se vor răpi sfintele vase bisericești și sfintele icoane, crucile, evangheliile și toate cărțile de rugăciuni ca să fie adunate și arse, prorocea Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos. Domnul vestește, căci precum în zilele acelea, dinainte de potop, oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-a știut până ce a venit potopul și i-a luat pe toți, la fel va fi și venirea Fiului Omului, spune Mântuitorul în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, versetele 38-39. O altă viziune asupra vremurilor de apoi o redă și Sfântul Metodie, episcopul patarelor. Spunea el, când pământul va rodi însutit și oamenii se vor îmbogăți și vor fi aprinși de curvie, iar cei sfinți se vor împuțina cu totul, va veni pe neașteptate sfârșitul. Iar Sfântul Apostol Pavel precizează, atunci când vor zice pace și liniște, atunci fără de veste va veni peste ei pieirea, ca și durerile peste cea însărcinată și scăpare nu vor avea. Prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 2-3. Vor năvăli atunci printre creștini neamurile, cele de la marginea temeliei cerului, și va fi în lume o plângere fără asemănare, despre care Domnul îi vestește lui Ezechiel prorocul prin aceste cuvinte. Rostește prorocie Fiul Omului și spune lui Gog, așa grăiește Domnul Dumnezeu, nu este așa oare că în ziua când poporul meu Israel va trăi în siguranță, tu vei porni la drum și vei pleca de la locul tău din hotarele de la miază noapte, tu și multe popoare împreună cu tine, toți călări pe cai, tabără mare și oștire nenumărată. Și te vei ridica împotriva poporului meu, împotriva lui Israel, ca un nor care acoperă pământul. Aceasta va fi în zilele cele de pe urmă când te voi aduce împotriva țării mele, ca popoarele să mă cunoască pe mine, când eu voi fi arătat sfințenia mea înaintea ochilor lor, asupra ta, o Gog. Cartea prorocului Ezechiel, capitolul 38, versetele 14 până la 16. Tot astfel i s-a vestit și lui Ageu prorocul. Voi răsturna tronurile regatelor și voi nimici puterea regilor neamurilor și voi trânti la pământ carele și pe războinicii din ele, iar caii și călăreții se vor prăbuși unul pe altul în ascuțișul sabiei. Cartea Sfântului Proroc Ageu, capitolul 2, versetul 22. Așa zice Domnul Savaot, iată nenorocirea se întinde de la neam la neam și vigilie mare se ridică de la marginile pământului și în ziua aceea cei loviți de Domnul vor zăcea de la un capăt la celălalt al pământului și nu vor fi bociți, nici nu vor fi adunați și îngropați, ci vor sta ca gunoiul pe fața pământului. Cartea lui Ieremia, capitolul 25, versetele 32 până la 33. Despre Gog și Magog, cei mai mulți dintre Sfinții Părinți susțin că această coaliție de neamuri păgâne va năvăli asupra țărilor creștine înainte de venirea Antihristului. Fiind risipiți în toată lumea de când Ierusalimul a fost pustit de Titus, evreii au rămas fără templu, fără jertfă, fără proroci și fără regat, fiind umiliți și rătăcitori peste tot, iar de atunci ei îl așteaptă pe Mesia ca să-i izbăvească din pribegia lor milenară, dar care în realitate va fi Antihristul. În rătăcirea și orbirea lor, evreii îl așteaptă pe Mesia ca pe un împărat puternic, atotbiruitor, ca să le ridice stăpânirea peste toată lumea, spune Mihail Urzică și adaugă, căci pe teslarul din Nazaret, a cărui împărăție nu era din lumea aceasta și care nu pentru cele vremelnice a venit pe pământ, nu au voit să-l recunoască și l-au renegat. Față de orbirea lor, Mântuitorul i-a avertizat spunându-le, eu am venit în numele Tatălui meu și voi nu mă primiți, dar va veni un altul în numele său, pe acela îl veți primi. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 43. De aceea și rătăcirea cea de la urmă va fi mai mare. Din tâlcuile Sfintei Scripturi, ca și din descoperirile unor sfinți părinți,
cu privire la vremurile de apoi și de la Antichrist, rezultă că omul fără de legi se va naște dintr-o firească împreunare ca om adevărat și nu va fi o întrupare a Satanei. Despre potrivnicul care se va înălța mai presus de Dumnezeu, fiul al pierzării, Sfântul Ioan Damaschin spune: nu diavolul se va face om după asemănarea întrupării Domnului, să nu fie, ci om se va naște din curvie și va primi toată lucrarea Satanei și va crește într-ascuns și fără de veste se va scula și se va împotrivi și va împărăți și într-un început se va fățărnici, iar după ce va lua stăpânirea, va prigoni biserica lui Dumnezeu și își va arăta toată răutatea. Sunt cuvintele Sfântului Ioan Damaschin. După cum rezultă din textele Sfintei Scripturi, stăpânirea lui Antichrist se va întinde peste toate popoarele. Când va birui Antichristul pe împărații Egiptului, ai Libiei și ai Etiopiei, ceilalți îi se vor supune lui și atunci va începe a fi monarh, singur stăpânitor în toată lumea, spune Sfântul Ipolit al Romei. Iar Sfântul Ioan în Gură de Aur spune: când se va prăbuși stăpânirea Romei, atunci va veni și Antichristul într-o putere. La aceasta, Sfântul Chiril adaugă, Antichristul va stăpâni și peste monarhia romanilor. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase, spune Sfântul Apostol Pavel în a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9. El va face semne nebănuite prin năluciri și vedenii, după cum făceau de demult și vrăjitorii egipteni. Stând înaintea lui norade multe, îl vor lăuda pe el pentru nălucirile ce le va face și vor striga cu glas mare încât se va cutremura și locul acela, iar el va grăi cu îndrăzneală ca să cunoască toți puterea și stăpânirea lui. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune: va învăța legea cea veche, păzirea tăierii împrejur și ținerea sâmbetelor, pentru că iudeii îl vor primi în locul lui Mesia și toate cele iudaice va face. Va propovădui despre sine că este adevăratul Mesia, făgăduit prin lege și prin proroci, întrucât se va înălța ca împărat al poporului iudeu, își va avea reședința la Ierusalim, unde, în pregătirea venirii lui, se va reclădi templul lui Solomon, în care se va și înfățișa, dându-se drept Mesia. În antiteză cu Iisus Hristos, Antichristul va căuta să pângărească lucrarea Mântuitorului, imitând diferite aspecte ale credinței, dar stricându-le sensul. Dar în acele zile de mare restriște, când minciuna va stăpâni lumea, Dumnezeu nu va lăsa poporul să rătăcească și să rămână în întuneric fără îndrumători. El va rândui atunci ca sfinții proroci Enoch și Ilie, cei doi martori ai lui Dumnezeu, să revină pe pământ prin puterea divină, în același chip în care au fost ridicați la cer de vii. Iată că eu vă trimit pe Ilie prorocul, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșătoare, el va întoarce inima părinților către fii și inima fiilor către părinții lor, ca să nu vin și să lovesc țara cu blestem. Prorocia lui Maleahi, la capitolul 3, versetele 23 și 24. Enoch a fost al șaptelea patriarh antediluvian, deci dinainte de potop, și martor al lui Dumnezeu din prima etapă umană a credinței, când legea naturală domnea în lume, ca singura religie a conștiinței și a rațiunii. Ilie, prorocul temerar al Vechiului Testament, a fost martorul lui Dumnezeu din vremea când legea Decalogului era norma de viață religioasă și morală a poporului ales. În zilele Antichristului, susțin anumite voci neautorizate, va apărea și Sfântul Ioan Evanghelistul, prorocul Apocalipsei, ca martor al Noului Testament, cea de-a treia etapă a credinței, când legea Harului a fost dată ca îndrumar de viață religioasă umanității. Despre Ioan se știe că atunci când Mântuitorul i-a vestit lui Petru cu ce moarte va muri, i-a spus și despre Ioan, ucenicul pe care îl iubea mai mult: dacă voiesc ca acesta să rămână până ce voi veni, ce ai tu? De aceea a ieșit cuvântul acesta între frați, că ucenicul acela nu va muri. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetele 22-23.
Enoch și Ilie, martorii lui Dumnezeu, vor avea misiunea să lămurească lumea, în primul rând pe evrei, despre credința cea adevărată, osândind rătăcirea Antichristului. Deopotrivă cu răstimpul cât a durat activitatea publică pe pământ a Mântuitorului, i se va lăsa și Antichristului libertatea să-și desăvârșească fără de legea timp de 3 ani și jumătate sau 42 de luni sau 1290 de zile sau o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, după cum pomenesc prorocirile. Și în vremea când va înceta jertfa cea de pururi și va începe urăciunea pustiirii, va fi 1290 de zile. Fericit va fi cel ce va aștepta și va ajunge la 1335 de zile. Spune aceasta Sfântul Proroc Daniel în cartea sa la capitolul 12, versetele 11 și 12. Închinându-se popoarele înaintea Antichristului și lăudându-l ca pe un Dumnezeu, cel preanalt se va mânia și se vor porni atunci pe fața pământului toate urgiile iadului. În această temută perioadă de domnie a Întunericului se va porni cea mai aprigă dezlănțuire de moarte martirică pentru toți creștinii care îl vor mărturisi pe Iisus Hristos, pentru toți credincioșii care nu vor voi să se închine fiare și nu vor voi să primească semnul acelui blestemat hulitor. Atunci, cine va căuta să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi. După cum spune Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 33. Acei vașnici luptători care vor servi de mărturie Domnului prin moartea lor înfricoșată, vor fi cei mai mari mucenici și eroi ai creștinătății care vor duce vestirea credinței până la capăt pentru preamărirea lui Dumnezeu. Vor fi biruitorii Antichristului și ai Satanei, despre care Mântuitorul a spus: și iată, sunt unii de pe urmă care vor fi întâi și sunt alții întâi care vor fi pe urmă. Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetul 30. Ei vor fi neînfricați apărători ai Sfintei Cruci și a Evangheliei. Prin ei se va proslăvi Dumnezeu și de ei se vor bucura toate puterile cerești. Din mijlocul dezlănțuirii tuturor forțelor infernale, când va înceta Sfânta Jertfă, atunci purtătorii de Hristos, mărturisitorii mielului, vor deveni ei înșiși o jertfă de ispășire și de laudă, pe care o vor aduce înaintea Tatălui în lipsa Sfintei Euharistii, care nu se va mai săvârși. Precum făcliile aprinse din ceară curată, adunată din nectarul florilor de albinele fecioare, se aduc spre ardere cu bună mireasmă duhovnicească pe sfintele jertfelnice, tot așa se vor aduce ca jertfă arzândă de laudă și de sfântă dragoste în Hristos toți acei mari mucenici ai celor din urmă vremuri. Înfruntând toate puterile și stăpânirile Întunericului, Hristos va fi mărturisit până la cel din urmă capăt, până în ultima suflare de viață de către adevărații lui credincioși, rușinându-l pe balaurul cel înfricoșător. Cu bărbăție aprigă va fi mustrat atunci Antichristul, iar Hristos va fi glorificat. Această crâncenă încleștare în lupta cu diavolul va fi dusă de cei aleși, de cei puțini, de cei de pretutindeni de pe fața pământului, prin propriile lor puteri și fără mijlocirii supranaturale. Ca și atunci când Fiul omului atârna pe cruce, așa va fi cu omenirea cea de la urmă. Căci și Domnul, înfruntând calvarul, a rămas singur, părăsit de toți, numai în seama slăbiciunilor lui omenești, fără să mai primească niciun ajutor de sus, încât striga cu suflarea stinsă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Va fi pentru mărturisitorii lui Hristos, care îl vor înfrunta pe Antichrist, ca și pentru toată creștinătatea, o biruință sfântă asupra șarpelui celui bătrân, o sfântă replică față de înfrângerea suferită altădată de om în rai. Câți nu se vor amăgi, spune Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, și nu vor primi semnul fiarei, se vor mântui și prieteni ai lui Hristos se vor arăta.
Fericiți vor fi toți sfinții, iar mai fericiți vor fi mucenicii din vremea lui Antihrist. Fericiți și de trei ori mai fericiți, pentru că marea slavă se va da lor într-un nesfârșiții vecilor. Biruitori ai Antihristului se vor găsi atunci din toate neamurile, pentru ca izbânda în numele lui Hristos să fie deplină într-o adevărată ecumenicitate creștină și martirică. Poporul ales, din care s-a născut Hristos și din care se va naște și omul pierzării, a servit ca piatră de încercare în confruntarea dintre Fiul lui Dumnezeu și Satana. Față de acest popor se va împlini atunci prorocia prin care Îngerul Domnului va pecetlui 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel, după cum spune Cartea Apocalipsei la capitolul 7, versetul 4, câte 12.000 din fiecare seminție care se vor afla neprihăniți, urmându-l pe miel oriunde merge el și rușinându-l astfel pe vrăjmașul și înșelătorul. Aceștia au fost răscumpărați dintre oameni, pârgă lui Dumnezeu și mielul lui, spune aceeași carte a Apocalipsei la capitolul 14, versetul 4. Va fi aceasta ca o nedezmințită înfrângere a Antihristului, a fiarei care s-a războit cu Hristos, o zdrobire a șarpelui înșelător, a trufașului Lucifer, care a voit să robească tot Israelul, poporul ales și toată creștinătatea. Dar nu va izbuti și va rămâne batjocorit și îngenunchiat în fața celui drept și atotputernic, urmând să-și primească pedeapsa în lanțurile veșniciei. Prin biruința finală asupra Antihristului și a Satanei, epopeea creștină își va lua sfârșitul în apoteoza lui Hristos și a tuturor dreptilor, sfinților și marilor mucenici creștini care l-au urmat pe el până la capăt. După afirmația sfinților Maxim Mărturisitorul și Simeon Noul Teolog, când se va împlini lumea de sus, va veni sfârșitul. Cât despre numărul acelora care din orice popor și neam vor completa lumea de sus a îngerilor căzuți și deveniți demoni, prin care se va întregi trupul mistic al lui Hristos, el este un număr bine determinat pe care numai Dumnezeu îl știe. Sfântul Atanasie al Antiohiei spune: și Domnul știe toate mai dinainte despre cele ce nu sunt încă întâmplate, dar zic Sfinții Părinți că atunci când se va umple lumea cea de sus, se va face și sfârșenia lumii, adică atunci când se va împlini socoteala cu numărul oamenilor drepți, într-o același număr cu al îngerilor celor căzuți, pentru a se umple acel loc din care au căzut. Tot astfel zice și Dumnezeescul Grigorie Teologul, cade se să se umple mai întâi lumea cea de sus. După 3 ani și jumătate de stăpânire a Antihristului și după ce vor fi prisosit pe fața pământului cele mai nebănuite urgii, iar întreaga omenire va fi trecut prin năciurul nelegiuitului, atunci Domnul Iisus Hristos îl va ucide cu suflarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale. Epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8. Va fi ceasul răzbunării Domnului, despre care glăsuiește Scriptura, și fiara a fost răpusă și cu ea prorocul mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care amăgea pe cei ce au purtat semnul fiarei și pe cei ce s-au închinat chipului ei. Amândoi au fost aruncați de vii în iezerul cel de foc, unde arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care iese din gura celui ce șade pe cal, și toate păsările s-au săturat din trupurile lor. Cartea Apocalipsei la capitolul 19, versetele 20-21. Atunci, toți aceia care se vor fi lăsat înșelați de duhul pierzării, lepădându-se de la dreapta credință, toți aceia care de frică nu-L vor mărturisi pe Iisus Hristos, ci vor ceda în fața prigonirii, trecând în rândul apostaților și al trădătorilor de Dumnezeu, o mare și înfricoșătoată deznădejde le va fi lor. Cu remușcări chinuitoare, ei își vor deplânge atunci starea nenorocită, pentru că s-au lepădat de Iisus Hristos și au pierdut împărăția cerească. Cât despre toate câte vor urma să fie, ele se vor împlini fără dezicere, după cum au fost vestite și prorocite, căci mai lesne este să treacă cerul și pământul decât să cadă din lege un corn de literă. Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetul 17.
Stimați ascultători, vom încheia această emisiune cu un cuvânt al părintelui Rafael Noica. Sinția sa va explica ce înțelege prin expresia urăciunea pustiirii, o expresie specifică sfârșitului lumii. Urăciune în loc de frumusețe, filocalia, este iubirea frumuseții. Aici este vorba de invers, de urăciune, de urățenie, pustiirii, care pustiește. Dumnezeu zidește această urăciune, pustiește. Când culmea contrariului lui Dumnezeu va pretinde a fi Dumnezeu până la a sta în locul cel sfânt, această ședere în locul cel sfânt, nu știu exact ce va însemna, dar va însemna înșelarea de pe urma omului. Oare vom lăsa pe nesimțitelea această urăciune să pătrundă până unde? Până în altarele noastre? Până în altarul inimii noastre? Doamne ferește, nu știu ce poate însemna. Dar în orice caz, această lucrare a urăciunii și a pustiirii vrea să pretindă ea la dumnezeire. Și Dumnezeu va lăsa să se întâmple lucrul ăsta, între altele, cred, tocmai ca să se facă judecata. La judecată Dumnezeu poate că nu va mai avea nimic de zis decât să zică, poftim, v-am lăsat și pe voi. Cum a zis în Ghețimanie, acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Și poate vremea urăciunii pustirii va fi ceasul lor și puterea întunericului la nivel adamic, la nivel istoric, așa cum în vremea lui Hristos era eschatologia, sfârșitul lui Hristos personal, capul bisericii. Așa și la sfârșit va lăsa Dumnezeu ca lucrarea urăciunii să își arate toate dimensiunile ei până la pustirea cea de pe urmă. Și asta când va apărea a fi învingerea lui Dumnezeu, asta va fi biruința lui Dumnezeu. Stimați ascultători, cu aceste cuvinte ale părintului Rafael Noica vom încheia această emisiune de astăzi, Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, o emisiune în care am vorbit despre sfârșitul lumii și despre lupta cu Antichristul. Nu s-a vrut o emisiune în care să vă speriem despre acele vremuri, ci doar am încercat să vă informăm, pe baza unor texte din Sfânta Scriptură și din Sfinții Părinți, despre ce va fi atunci. Lucrurile sunt destul de neclare, pentru că nu se știu foarte multe lucruri. Au fost însă autori biblici și părinții bisericii care, în Duhul Sfânt, asumând aceste lucruri, au scris despre ele. Le-am relatat din cartea profesorului Mihail Urzică, Biserica și viermii cei neadormiți sau cum lucrează în lume taina fără de legii. Cu acestea, Cătălin Pălimar vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!